Din Romani, din capitolul 12, începând de la 1 până la 8, și scrie titlul Predarea în slujba lui Dumnezeu. Continuarea, adică a pocăinței noastre, și Domnul să ne binecuvinteze. Dau citire. Cuvântul lui Dumnezeu spune: Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă o simțire cumpătată despre sine, potrivită cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe măturare și măturarele nu au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădularele unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui? Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui? Cine învață pe alții să se țină de învățătură? Cine îmbărbătează pe alții să se ține de îmbărbătare? Cine dă să dea cu inimă largă? Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă? Cine face milostenie să o facă cu bucurie? Amin. Vă invit să vă reașezați. De ce am adus chiar titlul acesta? Predarea în slujba lui Dumnezeu. Pentru că este continuarea noastră a pocăinței, a vieții noastre. Că titlul din calendar era scris Continuarea pocăinței noastre. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am această oportunitate de a vă duce la cunoștință despre predarea, consacrarea noastră în slujba lui Dumnezeu. Și acum să ne punem o întrebare. Ce fel de predare vrea Dumnezeu de la noi? De care predare dorește Domnul de la noi? Să nu credem că este o predare aceea care, după cum vreau să dau un exemplu, în timpul unei evangelizări, predicatorul pune întrebări și auditorilor și cei care sunt străpunși prin cuvântul lui Dumnezeu ridică o mână în sus și spune că eu vreau să mă predau. Nu este vorba despre predarea aceasta, nu vreau să mă exprim la ea. Unii cred că predarea în slujba lui Dumnezeu este suficient a face botezul în apă. Dar viața, slujba predării noastre în slujba lui Dumnezeu trece dincolo. Este mult cu mult mai mult. Este mai profundă. Este acolo în așa fel de trăirea noastră, a vieții noastre, zi de zi. Ce fel de predare dorește Dumnezeu în slujba Lui? Ce fel de predare? Și cum trebuie să fie această predare? Vreau acum să vă aduc la cunoștință un lucru foarte, foarte important. Căci Dumnezeu dorește ca noi să fim predați Lui. Să pornească predarea aceea dintr-o inimă sinceră și din dragoste de Dumnezeu. Am putea să numim predare de bunăvoie sau predare voluntară. Asta dorește Dumnezeu de la noi. O predare de bunăvoie.
Să vorbeam încă de dimineață. Noi, dacă predarea de iubirea pe care noi avem față de Dumnezeu, noi trebuie să o arătăm. Noi, fraților, dacă ea nu pornește dintr-o inimă și din dragoste, noi nu putem să iubim pe Dumnezeu. Nu avem cum. Și predarea aceasta spune chiar Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, dacă voiește cineva să vină după mine, scrie cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 16, versetul 24, să se lepede, spune prima dată. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Vedeți? Dacă voiește, aceasta este predarea în slujba lui Dumnezeu de bună voie. Voluntară. Nu este o predare forțată de împrejurări, nici de cum. Să fie de bună voie și pornită de inima. Ai încă, Doamne, și în corte de lucru. Vreau să ne aducem aminte din cercul în care era Domnul Iisus Hristos. Era aproape de El 70 de ucenici, da? După care o parte din ei l-a abandonat. 70-58. Și a mai rămas 12. Mântuitorul se uite la ei și le spune: voi nu vă duceți. Și Petru dă un răspuns care aș dori să ne conștientizeze Dumnezeu la versetul acesta. Și spune chiar în... ne spune Petru chiar lucrul acesta despre așa ceva, ne spune chiar în Ioan capitolul 6, versetul 68. Uitați ceea ce spune. Doamne, i-a răspuns Petru, la cine să ne ducem? De ce? Pentru că ai copii. Unde să ne ducem noi? O cântare spunea: unde, Doamne, unde, Doamne, să mă duc? Acea cântare, parcă, nu știu, așa de profundă este. Unde să mă duc eu, Doamne? Fraților, pentru că la El, la Mântuitor, El are cuvinturile vieții veșnice. Și mulțumim lui Dumnezeu că ați ales în seara aceasta să venim la El. Pentru că El ne cunoaște suferința, durerea, necazul. Și la El venim să ne raportăm. Slăviți să-i fie numele Lui. Și aș dori acum să aducem a trei, mai multe motivații, adică de fapt. Motivația de slujire în slujba Lui Dumnezeu. Cum trebuie făcută această motivație de a sluji lui Dumnezeu? Cum trebuie noi să fim înaintea lui Dumnezeu? Și Domnul să ne conștientizeze. Prima dată, noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu, să venim, fraților, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, viața noastră de slujire, de predare, ea trebuie făcută cu sacrificiu. Ce înseamnă lucrul ăsta cu sacrificiu? Înseamnă să ne luăm crucea zi de zi. Că de-aia spune cuvântul și dă Pavel. Pavel putea să spună un lucru acolo, el fiind apostol, putea să ne poruncească. El putea să poruncească. Vă poruncesc să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dar Pavel ne spune, vă îndemn, dar fraților, pentru ce? Pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Vedeți? Crucea. Noi trebuie să ne luăm în fiecare zi. Și să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie. Vreau să ne aducem aminte de un lucru.
că în tot Vechiul Testament, cu totuși că se numea ardere de tot, în urma aceea ardere de tot, i-a devenit jertfă vie. Este vorba despre Avram, când l-a adus pe Isaac, acolo, până în ultimul punct, Dumnezeu l-a oprit. Dar în urma acestei ardere de tot, Isaac a căpătat o calitate de jertfă vie. Tot la fel și noi, noi ca credincioși, noi trebuie să fim, să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, să vi se fie numele Lui. În subiectul legământ, Dumnezeu accepta jertfirea animalelor, subiectul legământ. Dar aceste jertfe erau dar o prefigurare a jertfei mielului lui Dumnezeu, adică al Domnului nostru Iisus Hristos. Datorită jertfei sale supreme, odată pentru totdeauna, Mântuitorul, jertfele care erau cele vechi testamentale s-au învechit și nu mai sunt în vigoare acele jertfe. Dar jertfa lui supremă care a fost adusă la dealul Golgotei, slăvit să fie numele Lui, auziți ceea ce a devenit pentru noi. Și avem scris în Evrei, capitolul 9, începând de la versetul 11, 12 și 13. Dar Hristos a devenit ca mare preot al bunilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și 13. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cer întinat îi sfințesc și le aduc curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic, cel veșnic s-a dus pe sine însuși, jertfire fără fața lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeu celui viu, slăviți să fie numele Lui. Deci, ceea ce am putea să spunem, căci Dumnezeu, Domnul Iisus, prin jertfa Lui, ne-a făcut o intrare slobodă, prin sângele Lui. Prin jertfa de la Golgota, El a devenit Mântuitorul nostru. Prin acea jertfă de la Golgota, El a devenit modelul nostru. Prin acea jertfă de la Golgota, El a devenit modelul nostru, slăvit să fie numele Lui. Și am zis ceea ce ne spune în Evrei, în capitolul 10, începând de la versetul 19, 20, 21, 22 și, și 23. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă, unde? În locurile preasfinte, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică a trupului Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdei noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduintele, să vi se fie numele Lui. Aceasta este, cum se spune, o jertfă vie pe care noi trebuie să ne străduim zi de zi. Să fim așa după cum ne spune cuvântul, să ne continuăm pocăința noastră. Și Doamne, ajută-ne!
Că noi suntem chemați, fraților, suntem chemați așa cum ne spune și cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, în capitolul 12, versetul 12, 13 și 14. Auziți ceea ce ne spune? Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. De ce? De ce? Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru că cel ce șchiopătează să nu se abată din calea, ci mai degrabă să fie vindecat. 14. Urmăriți ce? Pacea cu toți sfinții și sfințirea, fără ca nimeni nu va dădea pe Domnul și Domnul să ne binecuvinteze. El să ne desfacă coapsele minții noastre, ca să putem să înțelegem că noi, fiind, cum ne spune și Petru întărește, voi sunteți o seminție aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să vestim puterile minunate a celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Noi, fraților, să nu uităm lucrul acesta, că noi trebuie să ne întărim unii pe alții. Să ne păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii. De ce? Pentru ca să putem ne încadra așa după cum ne spune Pavel. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Și aceasta, spunea cuvântul, va fi o slujbă de care duhovnicească. Slăvit să fie numele Lui. Ceea ce noi trebuie să facem ca să rămânem la poziția aceasta. Prima dată, și Domnul să ne binecuvinteze, noi trebuie știți ceea ce trebuie să facem? Prima dată trebuie, avem nevoie ca noi să auzim, ca urechea noastră să audă. Și auziți ceea ce ne spune în Romani, capitolul 10, cu versetul 17. Romani, capitolul 10, cu versetul 17. Astfel, credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să auzim. Un alt lucru trebuie să citim. Să citim. Apocalipsa 1 cu 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Iosua 1 cu 8. Cartea aceasta legii, să nu se depărteze de la gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ceea ce este scris în ea. Căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune, slăvit să fie numele Lui. Amin. Să memorăm! Mergem în Psalmul 119, versetul de la 9 până la 11. Și uitați, cum își va ține tânărul curată cărare? De memorare. Îndreptându-se după cuvântul său. 10. Te caut în toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Și 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ai milă, Doamne, și îndură-te de noi. Să medităm. Să medităm asupra cuvântului. Și avem Psalmul 1, versetul 1, 2 și 3. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Asta e medită, ca să medităm. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bașăcoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cugetă legea Lui. Și 3. El este ca un pom să vină lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot așa
ce începe și duce la bun sfârșit. Adică fie numele Lui. Vedeți? Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu, să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie. Asta este o slujbă. Asta este continuarea pocăinței noastre. Ca trupurile noastre, noi trebuie să avem o disciplină. De ce? Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu, fraților. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, începând de la versetul 1 Corinteni capitolul 6, începând de la versetul 15 până la versetul 19, dar de bază este 19. De ce? Și auzi ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Doamne, ai milă de noi. Că pocăința, fraților, continuarea pocăinței nu este forțată, ci este de bună voie, este voluntară. Și auzi ceea ce ne spune cuvântul. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularele ale lui Hristos? Cu întrebare. Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele ale unei curve? Nici cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duc cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Și de bază, aduceți trupurile voastre, scrie, nu știți că trupul vostru ce este? Este templul Duhului Sfânt care locuiește în noi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Și că voi nu sunteți ai voștri, slăviți să-i fie numele Lui. Deci continuarea pocăinței de a fi predat în slujba lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt ne conștientizează de lucrurile astea. Și El ne face în așa fel să lucreze în inima, în inima care izvorește și cu dragoste, ca să putem fi după cum dorește El. Să avem o disciplină potrivită cu cina, potrivită cu venirea la biserică și, Doamne, ai milă și îndură-te de noi. Ne spunea cuvântul lui Dumnezeu, mai departe, o altă motivație este, știți care este? Recunoștința. S-a vorbit astăzi de recunoștință. A vorbit fratele Bogdan. Să venim cu recunoștință. Să fim un om recunoscător. Că dacă ați observat chiar primul verset scria, vă îndemn, dar fraților, pentru ce? Pentru îndurarea lui Dumnezeu. V-ați pus vreodată întrebarea care este îndurarea lui Dumnezeu? V-ați pus-o. Haideți să căutăm. O găsim în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu și ne spune în Tit, în capitolul 3, începând de la versetul 3 până la versetul 7. Doamne, conștientizează-ne să înțelegem îndurarea lui Dumnezeu. Că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și pismă, vrenici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El, esențiala versetului 5, El ne-a mântuit nu pentru fapte făcute de noi în neprihănire și pentru ceea. Pentru îndurarea Lui. Vedeți? Pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt care l-a vărsat din belșug peste noi prin Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru că odată socotiți neprihăniți, prin Harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine și pe mine,
singurul Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos care l-a trimis, slăvit să fie numele Lui. Asta este recunoștința și se vorbea și despre cei 10 leproși. Numai unul a venit cu recunoștință, dar a recunoscut. Să recunoști bunătatea Lui zi de zi. Să fii conștientizat că Dumnezeu îți dă și El deține corzile vieții de ai putut în fiecare dimineață să te scoli din așternutul patului tău. Și Doamne, ajută-ne să fim oameni recunoscători în viața noastră care o trăim. Deci, noi trebuie să-i slujim, să fim predați lui Dumnezeu de bună voie, adică voluntar. Noi trebuie să fim oameni recunoscători zi de zi. Noi trebuie să facem sacrificiu ca să ne continuăm pocăința noastră până la capăt, cu frică și cu tremur. Și Doamne, ai milă și ajută-ne. Rămân la